bun găsit pe achizițiile lucrătorilor din cadrul Poliției Municipiului Ploiești. Au vizat domiciliile două persoane. Doi bărbați de 35 și 56 de ani sunt bănuiți de săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier. Concret, unul dintre ei, mai exact bărbatul de 56 de ani, i-ar fi permis unui minor de 13 ani să conducă mașina chiar în prezența sa. Și nu doar atât, a filmat momentul, iar mai apoi l-a postat pe o rețea de socializare. Cealaltă persoană vizată de anchetă în vârstă de 35 de ani ar fi condus timp de aproape 3 ani fără a avea permis de conducere. Ambii au fost conduși la audier pentru a da explicații despre faptele lor. Au fost reținuți pentru 24 de ore, iar judecătorii de drepturi și libertăți au stabilit ca bărbatul de 56 de ani să fie plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce tânărul de 35 de ani va sta în arest la domiciliu. Spun surse din rândul anchetatorilor despre faptul că în acest caz ar fi vorba despre Sandu Zamfir, zis austrianul, și unul dintre fii acestuia.